Bună ziua și bine v-am găsit! Miercuri, 10 aprilie 2024, am avut parte de o zi foarte călduroasă și foarte frumoasă. Ia priviți ce priveliște, toți copacii sunt plini de floare, o splendoare, o imagine superbă. Albinuțele vizitează florile, e cules și de nectar și de polen. E ora 17:30, avem în termometre 26 de grade la această oră. Sper că mă auziți, că trece un elicopter. La stupi nu am mai umblat de sâmbătă, când am făcut o revizie totală la toți stupii. Am mai pus rame la crescut, am mai pus și rame pentru ouat. Ce să mai... activitate din plin în stupină, dar activitatea principală o fac albinuțele. Încă mai zboară și la ora aceasta. Uitați, am pus în funcțiune datorită temperaturilor foarte ridicate. Deja am început să topesc rame. Uitați, deja ceara curată. Și zilnic am să încep să pun câte două rame. Deja mi-am sortat ramele la magazie care sunt de topit, sunt pregătite și le voi topi. Ieri am mai făcut activități prin magazie, am mai sărmat și am mai tras foiță pe rame să mai am pentru când voi mai completa, acolo unde este cazul. Am mai sortat, v-am zis, ramele. Haideți, dacă tot am zis să fac o filmare, sincer am vrut să fac acest filmuleț pentru această superbă priveliște cu copacii. Sincer, stăteam și aseară și mă uitam, parcă niciodată n-am avut atâta floare prin copaci, cu toate că și anul trecut au fost tot așa de înfloriți, dar au înflorit mai repede și pe 4 aprilie am avut parte de un viscol și de o zăpadă și cam au fost compromiși vișinii, cireșii, doar merii nu erau înfloriți atunci. Acum deja, cum se vede, au început și merii să înflorească. Da, e o imagine splendidă, parcă e dintr-un tablou pictat, atâta floare. Ușa, hai să ne uităm un pic și prin câteva familii, să vedem ce fac albinuțele. Nu o să mai scot rame, sau doar ne uităm așa un pic, să vedem dacă am mai trecut după diafragmă. Ia uitați, rama de după diafragmă deja e plină de albină. Mai iau încă turtă, e ultima tură, clar nu le mai pun, dar le-am lăsat, o să o termine de consumat și pe asta. Așa aici la margine e plin de albină. Asta într-o zi, două, după cum se vede aici, i-am pus o ramă la crescut și i-am pus o ramă după diafragmă ca să o mai curățe și dacă o pregătește o bag în cuib pentru ouat. Da, asta am zis că nu prea sunt acum intervenții în stupină. Cred că pe mâine o să umblu un pic și o să îi mai verific. Așa mi-am propus, sper să și reușesc. Uitați, deja și crestături, mai are un pic de turtă. Asta e pe, să mă uit, aici e diafragmă, nu știu aici dacă e tot diafragmă sau nu, e ramă. Da, e pe 2, 4, 6, 8, 9, asta totuși, da, asta e diafragmă, nu, e pe 9 rame asta. Deja e pe 9 rame. Și asta a primit o ramă la, vedeți, a primit o ramă la crescut. I-am pus o ramă la crescut. Deci asta e cam în 10 rame. La următoarea intervenție. Asta e unul din stupii care i-am cumpărat. E unul din cei cumpărați. Așa, hai să mai mergem la unul, hai mergem la unul pe partea cealaltă. Polen nu am mai cules, am făcut două ture de polen până acum, am cules aproximativ, eu știu, 9-10 kg de polen, dar am dezactivat colectoarele și am lăsat să să-și mai aducă și pentru ele. Nu știu, hai să ne uităm așa pe... Nu mi-am propus să mă uit în anume familii, nu le aleg, care o fi. A, uitați și ăsta, deci nu mai știu ăsta, ia să văd. Da, și ăsta i-am dat ramă, aici ramă după diafragmă. La curățat și e pe 2, 4, 6, 8, 9. Și asta i-am pus o ramă la crescut. Și asta e super de bun. Da, care? Hai să mai vedem și pe ăsta. Vedem aici, la fel, ăsta a primit turtă, are ramă după diafragmă și e pe 2, 4, 6, e pe 7 rame, sau e diafragma asta, nu, e pe 6 rame, e pe 6, ia să vedem, da, are și albină după diafragmă, deci urmează și asta să verific și să văd ce mai fac. Care să vă mai arăt. Hai să merg pe aici pe la vreunul. Ia să vedem. Să vedem care e acela asta. Sper că se vede că bate și soarele. Așa vedeți astea colectoarele. Sertărasele la colectoare le-am... Gata, am și înțepat. Acum. Frică că dau drumul la colectoare și le iau polen, cred. Ia să ia, uitați ce e aici. Uitați. Asta e pe ramă la crescut. Diafragmă 2, 4, 6, 7, 8 pe 9 rame. Deci asta e cam complet. O să văd care e situația prin ea și dacă o fi, trebuie să-i pun capul. Pregătesc capul să-l pun. Da. Da, eu sincer sunt mulțumit. Sunt mulțumit de cum arată familiile. Uite, gata. Haideți să nu mă înțepe ele. Uite, băi băiatule, bă, vin pe mine. Nu vor deloc, că-s pe cameră, pe nervoase. A fost frică că le fac ceva. Ce să mai vă mai arăt pe aici? Am căpșunile, merg foarte frumos. Haide să vă arăt ce frumos au înflorit. Dar să știți că e secetă. e nevoie de ploaie. Ia uitați ce frumos sunt la folie, așa, și astea care sunt remontante, care fac, v-am mai spus eu, fac cam tot timpul anului. Ia uitați deja câtă floare au. Super, merg foarte bine, i-am mai udat, că a, uitați acolo vișinul, ce frumos e, e înflorit, și a început și caisul. Da, ce să vă mai zic, v-am zis că o să încerc să, ia să mai vedem și dacă tot mai am aici familiile care le-am cumpărat. Ia să vedem care-i treaba și aici. Ia uitați și aici plin de albine. Ia uitați și la asta i-am dat ramă, la crescut. Mai un pic de turtă, v-am zis, o las să o termine și cam asta a fost pe anul acesta, pe primăvara asta, cu stimularea de acum. Își iau din natură. Da, să vedem. Asta e un pic mai slăbuță. Da, se vede. Da, se vede. Sper că se vede, că bate soarele. Da, și asta 2, 4, 6, 8. Da, e pe 8 rame. Și la asta i-am dat o ramă la crescut. Ia uitați, doar dacă bat așa, să nu mai iau. Ia uitați, plin, intervalele sunt pline de albină. Da, cam asta e situația la 10 aprilie. Cred că salcâmul, dacă ține timpul așa, în jur de 5 mai, cam, nu știu, peste vreo 3 săptămâni, 3-4 săptămâni să înflorească salcâmul. Da, vom vedea, pentru că nu știm care e situația cu precipitațiile. Ia uitați părul, ce e frumos, ce e frumos a înflorit. Da, cam asta e situația în stupină. Ia uitați lavanda, ce frumos începe să înflorească. Dar v-am spus, chiar dacă au fost acele săptămâni cu ploaie, avem deficit mare de apă, e clar. E uscat pământul. Acum câteva zile am dat un pic drumul la instalația de picurare și am udat un pic bafinile și alea. Și pământul e bocnă. Eu vorbesc aici, la mine la Bacău, nu știu, prin țară, am văzut și prin alte părți călduri, la domnul Oprea, foarte cald, am văzut că lucra la mânică scurtă, în stupină, călduri. Azi a fost o zi călduroasă și da, parcă nu mă mai satur de privit copacii, cât de frumoși sunt înfloriți. Să sperăm că și rodul va fi pe măsură. Bun, cam atât am vrut să vă prezint. Eu vă urez multă sănătate, tot ce vă doriți, și să ne auzim cu bine. La revedere!